Alarma a fost dată pe noptat de un localnic care a observat că pe strada lui, lângă blocul în care locuiește, se plimbă un animal ciudat. Când s-a apropiat ca să vadă despre ce este vorba, el a crezut că este un raton și a sunat imediat la 112. Vecinii ieșiți și ei în stradă ca să vadă animalul s-au minunat de inedita apariție, dar au păstrat distanța de teamă să nu fie mușcați. Vezi că la dacă sari mușcă, nu se întâmplă. E prima dată. Dar l-ai văzut doar sub mașină, nu l-ai văzut și pe stradă. Mai se plimba și pe aici. Se plimba și pe aici? Și când vedea lumea, a intrat cu mașină sau? S-a acolo și a făcut adăpost. Dar e prima seară când îl vezi, nu? Da. Cine a sunat la 112? Eu am sunat. Păi de ce ai sunat? Să spun că e un animal. Nu știu nici eu exact ce animal este. Raton? Dar din ce țară este? De aici, de la noi, doamne. N-am văzut. Nu știu. N-ați auzit de raton? N-am auzit. Sosiți la fața locului, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare nu și-au putut explica cum a ajuns un bursuc pe străzile din oraș. Nu aveți o armă cu tranquilizant? Ca ultimă soluție. Unde este? Dănuț. Că e posibil să fugă. Ca ultimă soluție o să găsim și o armă. E periculos ratonul? Nu este periculos. Dar mușcătura lui? Ne ferim de mușcătura lui. E de la ce? Fel ca și mușcătura unei... De ce? Vulpi și așa mai departe. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au decis să folosească o pușcă cu tranquilizant. A fost însă nevoie de două injecții pentru ca bursucul, care era extrem de agitat, să se mai domolească și să poată fi prins. Dar roată aici! Ține un pic, dacă vrei. Dau de urfați, mă trebuie. Ia, cum faci? Au găsit. Ține-o, da? Ia. Aici n-aveți o lumină? Ia să vedem. Ia, ține-mi pic seringa. Hai să-l testăm, că... Nu a dormit chiar în Santane. Nu, n-a dormit, uite. La raton nu spuneați că nu e periculos, dar ăsta e periculos? Nu. Eu intru la raton, le dau de mâncare, le... Pardon. Hai să-l mai lăsăm un pic să doarmă. E bursuc ăsta ce avem aici. Bursucul a fost băgat într-o cușcă și transportat la grădina zoologică din Brăila.